Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Începe Start Alert, o perioadă destul de grea, având în vedere faptul că ne confruntăm cu temperaturi extrem de ridicate. Important este să respectăm măsurile impuse de specialiști și de medici și să nu ieșim atunci când nu este neapărat nevoie. Până una alta, ne pregătim să dăm start rubricii Pontul Zilei, rubrica pe care o asigură ai mei colegi de la știri, cărora le mulțumesc, vedem materialul. Atunci când se fac investiții, mai ales în infrastructură, dar și investiții industriale care ar putea afecta posibile situri arheologice, arheologii intervin și fac așa numita cercetare arheologică preventivă, prin care descarcă terenul de sarcină arheologică. Adică ce se întâmplă? Ne ducem acolo și scoatem tot ce e în pământ, în așa fel încât viitoarele lucrări să nu afecteze monumentele arheologice sau istorice sau obiectele găsite acolo. La Păulești am cercetat trei movile funerare, sunt niște, să zicem așa, movile de pământ, unele sunt mai înalte, altele sunt mai puțin înalte, adică au de la, eu știu, o jumătate de metru și ajung până la 4-5 metri. Cea mai importantă movilă, fiind cunoscută pe aici prin Prahova, va fi movila Vulpii, poate fi văzută de oricine merge pe, spre Brașov. La asta vine? A fost un mormânt acolo? Da, acolo este un mormânt, mai multe morminte posibil în acea movilă, pentru că este mai mare, dar ea este ridicată pentru a înmormânta oameni. Acum aproape 5.000 de ani exista acest ritual de înmormântare în care se ridica o movilă de pământ peste mormântul propriu-zis. La Păulești am cercetat trei movile acum, în ultima perioadă. Toate datează cam 5 milenii, 5.000 de ani vechime. Am găsit mai multe morminte cu, eu știu, ritualul specific perioadei în care alături de individ erau depus ocru sau erau depuse piese de podoabă, cum sunt inelele de buclă din argint găsite într-un mormânt de copil, care nu avea mai mult de 7-8 ani, copilul. În general găsim în astfel de morminte adulți, de sex masculin, indivizii robuști, înalți, mai înalți decât noi, sau oricum sigur mai robuști decât noi. Și... Dar cum au fost descoperite? Au lucrat oamenii care vreau să facă investiții acolo și au găsit ceva? Sau știați că zona... Că zona are încărcătură arheologică și am intervenit înainte de a se realiza investiția acolo. Cred că încă nici nu a început, de altfel, să se realizeze investiția. În afară de îngrădirea terenului, nu cred că au făcut ceva. Cert este că terenul este descărcat de sarcină arheologică, nu mai există un pericol de a fi afectate descoperirile de acolo. Le-am luat tot de acolo, acum am dus, acum câteva zile, oasele umane la București pentru a fi analizate din punct de vedere antropologic, adică să știm dacă erau bărbați sau dacă erau femei, ce vârste au în momentul decesului. Am mai trimis probe la laboratoare pentru a face analize radiocarbon, prin care determinăm mai precis când au fost îngropați. Noi știm cam când așa au fost îngropați, avem reperele noastre, să zicem, arheologice, și, dar prin tot felul de analize ne apropiem și mai mult de lumea de atunci, să zicem, de prezentul lor. Spre o așezare în zonă? Nu, există o perioadă în istoria zonei, să zicem așa, dar nu numai a zonei noastre, a Prahovei, a sudului României, să zicem, și a zonei de câmpie, care o populație venită de undeva dinspre nordul Mării Negre, actuala Ucraina, să zicem, sau sudul Basarabiei, se deplasează spre Dunăre și ajunge până în Ungaria și ei lasă în urmă aceste monumente funerare. Era o populație mai curând în mișcare, decât ei nu lasă așezări în urmă, semnele, pentru că probabil trăiau în corturi, cum să vă spun eu, ca să facem o comparație, cam cum trăiau mongolii în vremea lui Genghis Khan, da?
ceva în genul ăsta, adică se deplasau, erau, aveau o economie și o mobilă, adică aveau animale, se mișcau după pășun, pur și simplu, reveneau în funcție de sezon, da? Și atunci ei lasă în urmă aceste monumente funerare. Mergem pe câmpie, vedem niște movile și ne întrebăm ce-o fi cu movilele acestea. Există mituri despre ele, că sunt înmormântați uriași în ele. Un pic adevăr există, pentru că acești oameni erau foarte înalți. Înalți pentru standardele epocii, adică puteau să aibă 1,85 m, 1,90 m, iar cei din contemporan cu ei erau ceva mai micuți, adică ajungeau la 1,60, 1,65. Ca să vă dați seama cum erau văzuți. Și probabil veneau și cu cai și aveau deja domesticit calul și păreau așa ceva. Am aflat multe din astfel de săpături arheologice despre cum s-a trăit înainte și cum erau oamenii. Putem afla destul de multe față de... pentru că nu avem izvoare scrise și atunci arheologia este singura care mai poate să scoată la lumină ceva despre oamenii din vechime. Apoi, acum există tot felul de științe conexe arheologie și putem să mergem și mai adânc în, să știm mai mult. Se fac studii genetice, de exemplu. Putem vedea cât sunt de înrudiți, cât sunt... de unde au venit, se fac studii izotopice prin care putem determina că au locuit într-o anumită zonă și s-au deplasat sau s-au căsătorit cu oameni dintr-o anumită zonă. Există tot felul de lucruri care pot fi făcute acum și care ne aduce mult mai aproape de omul preistoric, ca să zic așa. Mai aveți semne că în Prahova ar mai avea astfel de locuri cu morminte? Cu... Da, băi, noi am făcut o muncă mai bine de 10 ani fac treaba asta, în care am încercat să identificăm toate aceste movile în județul Prahova și, să zicem, dacă în sud-estul județului aici, în apropierea Ploieștiului, la nord de Ploiești până la Bănești, am reușit să identificăm și să cartăm, să punem pe planurile localităților în jur de 350 de movile, în partea cealaltă, în sud-estul județului, adică zona, să zicem, spre Mizil și la sud de Mizil și până la Fulgas, sunt și acolo vreo 200 și ceva. Deci avem în jur de 600 de astfel de movile. Noi am cercetat în jur de, în zona aceasta, peste 40 în ultimii ani, ceea ce înseamnă ceva, că nu se sunt foarte greu de săpat, că e un volum mare de muncă, trebuie să deplasez mult pământ. Și începem să știm cât mai multe lucruri despre ei. De exemplu, Muzeul din Ploiești are cea mai mare colecție de obiecte găsite în astfel de monumente din România. Deci are cea mai bogată colecție din punctul ăsta de vedere. Pentru că am făcut o cercetare intensă, ca să zicem, legată de această problemă. De exemplu, pe raza Ploieștiului, pe hărțile vechi, apar movile. Au fost în Ploiești zeci de movile. Din păcate, dezvoltarea orașului a dus la distrugerea lor. Aproape s-au făcut blocuri, s-au distrus, s-au făcut străzi, s-au făcut... Pentru că e foarte interesant că aceste movile erau și repere pentru... Atât delimitau localități, cât și pentru drumuri. Ele erau repere. Gândiți-vă că într-un câmp nu ai reper. Ca acum ai o fabrică, ai o construcție. Pe vremuri nu existau. Și aceste movile erau ca niște repere. Era drum de la una la alta și așa mai departe. Și când s-a dezvoltat orașul, drumurile au mers tot pe vechile. Și atunci au distrus, zeci de movile s-au distrus în ultimii 70-80 de ani. Și mai ales în perioada, să zicem, de dezvoltare urbană a localității în secolul 20, în a doua parte a secolului 20, au fost distruse sistematic zeci și zeci de movile. Eu am săpat o movilă din aceasta în Ploiești, în 2014, în zona parcului de lângă gara de vest, acolo. Am descărcat de sarcină un astfel de... Înainte să se facă parc. Da, exact. Exact. Chiar acolo, lângă calea ferată, să zicem, partea de nord a parcului, aproape de calea ferată, lângă gara, era un movil și pe care am cercetat-o integral. Le mulțumim foarte mult colegilor de la Știri pentru acest material. Ei bine, dacă știm clar că este cald, dacă știm clar că ne confruntăm cu acest disconfort și indicele temperaturii umezeale este extrem de crescut, adică ITU, știți, acel indice, ei bine, trebuie să înțelegem cum stăm cu astrele, barem acolo, poate, lucruri inedite aflăm. Anda Constantin ne aduce horoscopul chiar acum.
Bună dimineața, haideți să vedem împreună ce ne rezervă astăzi astrele. Berbec, ești pus pe fapte mari astăzi, te trezești plin de energie, iar acest lucru te ajută făcându-te să termini o mulțime de lucruri. Taur, mulți sunt pe scenă, dar puțini sunt artiști. După acest lucru te ghidezi astăzi și vrei să demonstrezi cât ești de bun. O să-i faci pe câțiva oameni să regrete că nu au avut încredere în ceea ce poți face tu. Pluto te va ajuta. Gemeni, sperai că un apropiat să uite de o datorie pe care o aveai la el. Nu este vorba despre bani, ci despre ceva ce ține de moralitate. O să fii constrâns să-ți onorezi obligațiile. Rac, ți se oferă niște explicații pe care nu le crezi și vrei să te asiguri că nu ești indus în eroare, drept pentru care o să faci câteva cercetări de unul singur. Leu, este una dintre acele zile în care vrei să descoperi ceva nou și să faci ceva inedit. Simți nevoia de ceva ce nu ai mai făcut. Te vei comporta ca un mic explorator. Fecioară, stăpânește pornirile de moment pentru că o să superi pe cineva. La nervi poți spune ceva ce o să regreți mai târziu. Balanță, în cadrul unei discuții serioase cu un membru al familiei, spui tot ceea ce simți și te descarci. Nu este ceva ce se ducă la răcirea relației, dar pe tine te va ajuta să te simți mult mai bine. Scorpion, nu aștept să cadă nimic din cer, așa că te pui pe treabă încă de la prima oră pentru a te asigura că rezultatul o să fie cel la care visezi de multă vreme. Săgetător, dacă te doare ceva, nu asculta de toți cei care se cred doctori doar pentru că au urmat un anumit tratament. Ia fiecare simptom în serios și tratează-l cu atenție, nu după ureche, cum se spune. Capricorn, ia măsuri de siguranță în tot ceea ce faci, așa că dacă astăzi începi un proiect nou, asigură-te că îți oferi timpul necesar pentru a te ocupa de el. Vărsător, un cunoscut adresează o întrebare care te încurcă, rămâi fără cuvinte în fața sa și îți dai seama că până acum ai cam pierdut timpul degeaba ocupându-te de ceva neinteresant. Pești, după câteva zile de agitație, astăzi primești răspunsul pe care îl așteptai de la o rudă. Aceasta o să te ajute în ce ai important de făcut astăzi. Horoscopul a ajuns la final. Eu sunt Anda Constantin și vă aduc aminte că orice ți-a rezerva astăzi astrele, tu nu uita să zâmbești. Pe curând! Anda Constantin, mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Este momentul acum să îi aducem în fața dumneavoastră pe colegii mei Bubanu și Bali la Cafe TNT. Băieți! Neața, neața, salutare Cristi, bună dimineața colegul Bubanu. Bună dimineața Mihai, bună dimineața doamnelor, bună dimineața domnilor. Salutare prieteni, hai la școală că facem alianțe europene. Facem alianțe europene. Așa da. Ia să vedem cu ce începem, cu dbonline.ro, Universitatea Valahia din Târgoviște, între cele 14 anunțate de Comisia Europeană pentru noi alianțe cu universități europene. Da, vor fi încă 4 universități din România care vor face parte din alianțe ale universităților europene. Da, asta informează Ministerul Educației. Ce frumos, ce interesant. Așa, noi știm de alianțe de-astea. Se înfrățesc orașele. Partidele. Se înfrățesc galeriile. Da. Da, bine, partidele. Mă gândesc, adică sper că o astfel de alianță nu e doar la suprafață așa și... oamenii să vadă că ei se înțeleg, nu știu, Universitatea din Valahia din Târgoviște, cum știu, Universitatea de Minnesota, să zicem, da? Dar pe la spate să se înjure, să se îndoie. A, nu, asta sunt partidele, da. Nu astea. Sau invers. La universități. Sau invers, da. Pe față să se înjure, să se îndoie. Că ăsta este, de fapt, da, exemplu. Și pe la spate să fie cei mai buni prieteni. Bun. Comisia Europeană a anunțat rezultatele cererii de propunere, Erasmus, propuneri, de fapt, Erasmus Plus din 2024 pentru inițiativa universităților europene. Iată că, în urma selecției, 14 noi alianțe ale universităților europene se alătură celor 50 deja existente și vor primi până la 14,4 milioane de euro fiecare pe o perioadă de 4 ani. Iată și miza! Iată și miza! Cu asta trebuia să începeți DB Online. Dintre acestea, 4 includ instituții de învățământ superior din România, una dintre ele fiind, așa cum spuneam, Universitatea Valahia din Târgoviște. Cele 64 de alianțe cuprind peste 560 de instituții de învățământ superior de toate tipurile și din toate regiunile Europei. Mă, am citit bine? 14,4 milioane de euro fiecare. Fiecare, fiecare, da, alianță, mă gândesc, sau fiecare universitate. Dar oricum e bine. Da, ce mai contează la suma asta? Dar în programul ăsta Erasmus Plus, din programul ăsta știi și tu ceva, nu?
Da, sunt adică la nivel de liceu se... Soția ta fiind profesoară? Da, la nivel de liceu e un program cu vechime. Okay. Și sunt multe licee înfrățite. Și mai sunt schimburi de astea de experiență? Oamenii se, vin aici. Se duc copiii, profesorii... Cadre universitare pleacă acolo, da. De acolo vin încoace. Da, ok, mare... îmi place ideea. Asta e esența Erasmus, Erasmus Plus. Alianțele astea aduc, iată, inovație în regiunile Europei și permit colaborarea între studenți, cadre universitare, cercetători, întreprinderi, orașe, autorități și organizații ale societății civile. Alături de Valahia, din Târgoviște, celelalte trei instituții de învățământ superior sunt Universitatea din Craiova, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu și Universitatea Ovidius din Constanța. Da, avem și o poză cu partea campusului, cred. Dar arată, arată ca afară, îmi place. Da, un pic pe industrial așa. Da, da. Pare că e nici Politehnica n-arată așa de industrial. Pare a fi o sală de sport sau așa, barnam. Da? Ok, da, bun, toată... bravo. Da, ok, bravo, bravo, bravo. Excelent. Reporterbuzoian.ro s-au cam terminat veștile bune. Risc uriaș de alunecare de teren. Pe un drum turistic din județul Buzău, scrie reporterbuzoian.ro, imagini îngrijorătoare cu drumul comunal 194 Berca, Rătești, au apărut la finalul lunii iunie în spațiu public, dând naștere unor temeri privind siguranța în această zonă. Mie mi-e teamă de altceva. Că? La faza asta, pentru că să vedem și poza, cam seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în Prahova, la noi, la Slănic. La Slănic. Da. Da. Fenomenul găurilor apărute din Senin, nu apare nimic din Senin, dacă se mă întreb pe mine, mă rog, în asfalt ascunde o problemă extrem de gravă care le pune, care le pune pe gânduri. Așa. Pe autorități. Da? Noaptea de 14 spre 15 mai 2014, deci așa, mergem în spate un deceniu, o puternică alunecare teren a transformat vechea mănăstire Rătești într-o ruină. Da? Stăreția, clădirea muzeului, mai multe chirii și biserica veche de peste 170 de ani s-au surpat din cauza alunecărilor de teren provocate de ploile abundente, iar procesul de distrugere nu a mai putut fi oprit. Ok, aici diferența este că nu e într-o zonă, partea asta afectată a drumului, nu este într-o zonă atât de populată cum a fost cazul din Slănic. Acolo, în miezul orașului, s-a întâmplat asta. Nu a trecut mult, întorcându-ne la articolul ăsta, de pe reporterbuzoian.ro, nu a trecut mult, se scrie aici, iar specialiștii au stabilit cauza alunecării. Zona stă pe un strat de nisip poros în care apa se infiltrează cu ușurință. Un cutremur produs jos în vale a declanșat un fenomen denumit influență. Sau extorsiune, cum ziceam. Da. Ia să vedem ce explică Răzvan Popa, geolog și manager Geopark Țirtul Buzău. Efectiv, nisipul plin de apă a țâșnit într-o râpă. Apa, sub presiune, a spălat-o nisipul, a creat mai multe cavități și atunci clădirile s-au prăbușit. Iar jos în vale, unde a avut loc acest fenomen de spălare, a avut loc și o alunecare de teren. Cam periculoasă zona, că este drum comunal, pe acolo circulă mașini. Da. Ieși și tu cu copiii, cu bagaje, cu... că e zonă extrem de pitorească, de frumoasă, pe acolo te duci în vacanță și deodată ai dispărut. Da. Ferească Dumnezeu. Acum, se spune în articol, la câteva zeci de metri de locul alunecărilor, în asfaltul de pe drumul comunal 194, au apărut găuri prin care se pot vedea cavitățile enorme create în subsol. Un tânăr le-a filmat și a urcat imagine pe Facebook, iar reacțiile arată îngrijorarea oamenilor. Da. Adică doar tânărul a constatat că ceva nu e regulă. Băi, ia stai, mă. Dacă nu pune aceea pe Facebook, da, pe rețelele astea de socializare, oamenii aia care mai au în grija lor drumurile comunale, că sunt unii, da, în structurile astea de stat, care au în grijă și drumurile comunale. De exemplu, Consiliul Județean, mă gândesc. Da. Ăia nu aveau nicio treabă. Da, au pus pe Facebook. Da. Tot atunci au fost introduși piloni de susținere a dealului, iar reprezentanții primăriei Berca spun că aceștia au ținut problema sub control. Da, da? O perioadă. Dar iată că, da, o perioadă, corect. De altfel, se pare că surpările recente ar fi avut loc în zona de protecție, ceea ce ar însemna că pericolul nu este atât de mare. Păi stai că nu înțeleg. Eu zic că din contră. Da. Fiind într-o zonă de protecție unde s-a lucrat deja, pericolul e mai mare. Da, și că au făcut oamenii ceva pentru a mai diminua din efectele acestui fenomen și totuși au apărut găurile, când vedem, e cam maiure. O să vedem. Da. Da. Rămâne însă ca studiile și concluziile specialiștilor să stabilească dacă este necesară o intervenție de urgență pentru stabilizarea solului. Păi, zic că... nu trebuie să fii specialist, mă, frate. Ia, hai să vedem poza asta. Vedem pozele, da. Deci, ce specialist să fii să te gândești, mă, e nevoie sau nu să facem ceva?
Da? Da, e clar că e nevoie. El Quantetul, reporter Buzoian, poza da, acolo. O să avem și niște video, niște imagini video. Deocamdată, deci gaura nu e mare, uite cât e. Păi că da, a pus poate... nenea piciorul Adibasul lângă gaură. Da, tocmai pentru a o compara, dar se poate rărgi în câteva secunde, adică nu e un... Da. O mașină, un toraj ridicat sau orice altceva de genul ăsta poate conduce la... Iar avem și ia, un avem și niște filmuleț, imagini. Așa, niște imagini în mișcare. Să vedem ia mai să exact dacă despre ce ajută este vorba colegii, tot așa, cu antetul frumos, reporter Buzoian. Așa. Oho. Da, și se vede că, uite, și după culoare, e pământ de la argilos nisipos. Mm. Păi, da, deja e treaba e clară, adică asta ce te gândești să intervii aici sau să nu da, faci nimic? Intervii direct, da, mulțumim pentru imagine. Nu mai stai la discuție. Bun, ne pregătim, prieteni, vorbim și de dimineață aici de un eveniment pe care l-așteptam, cu nume grele, cu distracție, cu mâncărică bună, da, avem papa bun și pentru burdică și pentru sufletele. Cu tot ce vrei, da. Da. Zdob și Zdub, Iris și Cristi Minculescu alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești pe scena Let's Play Festival. Actualitatea prahoveană.ro azi începe și ține până duminică Let's Play Festival. Își deschide așadar porțile la Ploiești în weekendul ăsta 5-7 iulie. 3 zile de concerte, relaxare, bunătăți, dar și artă vă așteaptă în centrul orașului. Ia să vedem, eu acum uitam la vreme, da. 10% șanse de ploaie. Na, avem noroc. Astăzi sâmbătă 10, okay. Duminică 0. Da, bun. Și temperaturi de 30 de grade. E bine. Deci peste tot vremea ideală de joc. Da. Da. Centrul orașului prinde viață, așadar weekendul ăsta, iar surprizele vor aduce zâmbet și bucurie celor care vor participa la Let's Play Festival. Festivalul se înscrie, evident, în programul Ploiești Let's Play, municipiul Ploiești fiind câștigătorul titlului de capital a tineretului din România pe anul ăsta, 2024. Ploieștenii sunt așteptați la 3 zile, se spune aici, în comunicat de relaxare și voie bună, în centrul civic al orașului, la un eveniment dedicat special tinerilor, unde muzica bună și starea de bine vor merge de mine cu bucate îmbietoare, frumusețea artei artizanale și creativitatea plină de candoare a copiilor. Da, avem da. Zone, o să vedem, le luăm pe rând așa în oraș, în centru orașului, da. Destinate, da, special copiilor, destinate celor care vor să facă sport, da, streetball, se mai cheamă chestia asta, celor care vor să mănânce, da, bunătățile astea din food truck-urile alea imense, vedem imediat. Evenimentul va implica crearea unei zone dedicate strict accesului pietonal pe Bulevardul Republicii, care va fi închis între străzile Vasile Milea și Tache Ionescu, de acolo dinspre 7 etaje, așadar, 7 etaje piață, până înspre Doroftei, cum zice, unde era cinema Ploiești, da. Da, în partea aia. De asemenea, în perimetrul parcării din fața Palatului Culturii va fi amplasată o scenă unde vor avea loc concerte cu renumiți și îndrăgiți artiști români. Da. Asta, renumiți și îndrăgiți, mai era să spun acolo un pic, grupul vocal instrumental. Da. Pare și Zdup. Pare a fi scris textul de către domnul Octavian Ursulescu, pe care, așa, bineînțeles, că respectă. Esplanada Palatului Administrativ va la fi dedicat... Casal. Da, la Casal. Va fi dedicată creațiilor artizanale, unde meșterii populari vor promova într-un mod plăcut și interactiv cultura tradițională, iar iubitorii acestor creații inedite vor putea să admire din zestrea plină de povești artizanilor prahoveni și, de ce nu, să cumpere podoabele deosebite create de aceștia cu migală și drag. Da, parcul Toma T. Socolescu va asigura acces la o zonă destinată creației și distracției pentru copii și tineri. Aici vor fi amplasate atelierele pentru copii și tineri, unde, sub îndrumarea atentă a artiștilor ploieșteni, vor avea loc mai multe activități inedite, în cadrul cărora învățarea creativă le va asigura tinerilor relaxare și le va oferi amintiri plăcute. Vorbe clar ca de UE. Ce să zic, asta este un eveniment UE care, totuși, mă mir că a acceptat așa ceva. Printre partenerii în organizare se află și o conferință, da, de asta internațională a tinerilor ortodoxi, ITO, da, da, pe scurt așa. Mulți, am înțeles că hotelurile sunt pline deja, în Ploiești, da, da, în, în Ploiești. Și UE cu religia nu se împac deloc. Asta, da, o scăpare, a fost o scăpare. Ne mirăm noi, da, da. Cu religia și mai ales cu ortodoxia.
Da. Aici e problema. Tinerii vor putea să facă, iată, și sport de-a lungul celor 3 zile dedicate Let's Play Festival, pe zona închisă circulației auto, urmând să fie amplasate și coșuri de basket care vor aduce bucuria mișcării și joaca în stradă. Asta se va întâmpla tot acolo pe Republicii, pe în față. Se mai spune că la întâlnirea tinerilor ortodoxi este anunțată prezența inclusivă a Patriarhului. Da. Ok, deci un eveniment care, iată, este prins și sub aspectul ăsta inedit, aș putea spune. Da. Pentru iubitorii de mâncare bună și băuturi răcoritoare de sezon, va fi amenajat For Food Festival în zona restricționată circulației rutiere pe Bulevardul Republicii, unde în aer liber food truck-urile ne vor îmbia cu cele mai delicioase preparate culinare stradale. Ar fi bine să ne atragă și cu niște prețuri corecte. Cu prețul stradale, nu... Nu de Ritz, nu, de exemplu. Nu molare, de mol, știi? Okay. Uite, am aflat și eu cum e ce mai nou la bere. Băutură răcoritoare de sezon. Bun. Nu, probabil că sunt și de-astea. Se mai ia și un cico. Din fructe, și, din ghimbir, știu. Da. În fiecare seară, hai că mergem ușor către zona de entertainment. La scena amenajată în fața Palatului Culturii din Centrul Civic vor avea loc concerte live susținute de artiști iubiți de publicul ploieștean, eu zice chiar românesc. Și nu numai. Și nu numai, exact. Da. Unde muzica vibrantă și de calitate va aduce experiență memorabilă celor prezenți. Da, corect, așa. Vorbe de-astea ți-am zis îmbrăcate așa, dar este un adevăr cam... Ia să vedem. Zici că este un pui, știi, cam așa. E un adevăr ăsta, ce-l spun ei, dar este un pui de ăla de-l îmbracă vara prea gros. Deci vorbe de-astea așa. Ia să vedem. Vineri, 5 iulie, ce se întâmplă pe scena de la Palatul Culturii? Păi avem așa. Cap de afiș, dop și zdup, clar, limpede. Avem romb, da. Asta e trupa Fanion a Ploieștiului. De rock Fanion a Ploieștiului, da. Roșu Vară, acum, băi, că nici nu știu, mă, frate, e Roșu Vara sau Roșu Vară? Las că vedem. Aici, în articol, toate sunt cu diacritice, cum e normal să fie scris un articol în limba română. Eu am văzut și Roșu Vară și Roșu Vara. Da, păi da, de asta, am văzut și așa și așa. Și Arthur Project, da, foarte interesant. Asta se va întâmpla bine. În cea de-a doua seară, respectiv sâmbătă, ne vom întâlni cu un proiect senzațional, da, Iris Sinfonic, Cristi Minculescu, Walter Boro și Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. Va fi un show pe care, lăsă doar ce fel de glumă la o parte, chiar nu vă indicăm să ratați, că nu prea vedeți des așa ceva. E ceva absolut deosebit. Da. Lupus Dacus vor fi pe scenă, trupa Trei Parale și tânărul Ștefan, un băiat cu mare bun simț, Ștefan Petrei, cel care a compus și imnul Ploiești, capitala a tineretului. Pe care, nu probabil, și cu siguranță o să și cânte la momentul respectiv. Pentru ultima seară evenimentului, organizatorii ne-au pregătit un alt spectacol surprinzător, conceput de un nume enorm, imens, Ovidiu din Pat Țăndărică și de fanfara 10 Prăjii. Este iar un proiect al lui Țăndărică, ăsta interesant. Muzică de calitate, un show susținut și de trupa Zoom, bineînțeles în deschidere. Da. În deschiderea lui Ovidiu Lipan Țăndărică. 3 zile așadar autentice de festival, în cadrul cărora evenimentele stradale, muzica bună și bunătățile inspirate din toate colțurile lumii vor anima atmosfera Ploieștiului. Intrarea, evident, este liberă, spune și chestia asta. Ieșirea împleticită. Ia să vedem afișul evenimentului. Uite acolo, vezi, Ito Ploiești. Și de aici, când am mai vorbit noi despre evenimentul ăsta, acum ne dăm seama, când am prezentat afișul, am comentat cât de inspirat este unghiul din care a fost făcută poza. Cu crucea pe drapel, da. Crucea catedralei pe drapel. E, bineînțeles că este făcută cu un scop poza asta, adică așa s-a vrut, având în vedere că printre partenerii în organizare se află și ITO, da? Da. Da, foarte posibil. Ploiești. Asta este cu tinerii ortodoși. Frumos! Așadar, prieteni, ne vedem în centrul orașului. E distracție. De neratat. E distracție mare. Cristi, ne vedem cu tine în altă zi. Deocamdată, bye bye, vă spun Bubanu și Pali. Bubanu, Pali, mulțumim foarte mult cu această rubrică. Încheiem Start Alertul de astăzi. Eu sunt Cristi Georgescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă în continuare. Pe curând!